Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi doresc să fac așa un pre-review al tutorialului care se va adăuga și pe serverele Bizon astăzi sau mâine. Haideți să vedem ce ne rezervă acest nou tutorial. Sunt pe serverul de teste, binecunoscutul server de teste, și haideți să încep să vă prezint. În primul rând, tutorialul are ca tematică Halloween. Vedem aici a fost decorată primăria, a fost decorat și spawnul civililor. Imediat să vă arăt. Doar o secundică, spawnul civililor care este ăsta de aici. A fost și el decorat. Putem vedea cu copaci din pământ, chestii faine. Aici un monstru, să zic așa, Get Gift. Avem și locația Get Gift pe hartă, care este în vânt tocmai. Ia să vedem. Ok, să mergem la locația Get Giftului să vă arăt și locația cum arată. Cred că e undeva, ma, de departe, zău, adică până ajungi aici te plictisești. Dar mișto că e o loc... A, e o locație super. O pădure așa, freaky. Arată șmecher, chiar arată șmecher treaba asta. Ok, și aici puteți da Get Gift în casa asta bântuită, să zic așa. Get Gift. Am primit 3 zile de com premium. O, cineva i-a târnat aici, pumpkin. Foarte șmecher. Cu intermediul comenzii Halloween Time. Halloween Time, cred că așa, ok, sau HT, puteți schimba vremea, nu vremea, puteți schimba ora, puteți face noapte sau zi, puteți comuta între noapte și zi pentru a fi așa mai spooky, mai de Halloween, în caz că vreți să petreceți noaptea, să vedeți decorațiile mai bine pe timpul nopții. Ok, acum haideți să vedem ce s-a mai integrat nou. Eu am aici o listă cu ceea ce s-a băgat nou, dar înainte de a discuta puțin această hartă, această hartă este făcută de Delix, de Halloween, pentru că este mapper, era să zic mapper, arată super aici, aici semnul ăsta nu a fost adăugat, asta a fost adăugat, chestia asta arată super, un cap așa de mort, și cu dinți, fain. Chiar arată foarte fain treaba asta. Și hai să trecem la update-ul în sine. Pe stats puteți vedea și orele jucate în luna curentă. Nu mă pot arăta asta pentru că dacă dau stats să văd și informații confidențiale, dar apar și orele jucate în luna curentă. A fost introdusă comanda COP Accept, ce îi prezintă pe toți polițiștii online ce au puncte de accept. Adică dacă dați COP Accept, nu sunt polițiști cu puncte de accept conectați. Adică, tu ești avocat, să spunem, și vrei să cumperi un accept point. Nu vrei să cumperi un mandat de eliberare. Nu poți să suni pe fiecare polițist în parte, bă, tu ai mandat, bă, care are mandat, bă, care are mandat. Așa că dați comanda COP Accept și vedeți care polițist are punctele necesare pentru a vă acorda vouă un lawyer, adică un mandat de eliberare pentru a elibera un deținut. Astfel, avocații vor fi mult mai fericiți și nu o să trebuiască să mai caute 50 de jucători polițiști pentru a-i întreba, bă, tu ai mandat, bă, tu ai mandat. Deci, comanda COP accept. Ok. Mai departe, la cei ce dețin skill-ul 5 la jobul de mecanic, vor putea să-și repare sau să-și alimenteze propriul vehicul o singură dată la 2 minute. O, asta e tare. La jobul tracker, în cazul în care pierdeți remorca, aceasta se va atașa automat. Hai să nu citesc tot de aici, ca asta o să citiți și voi. O să citesc exact ce s-a adăugat mai important. Foarte important, s-au adăugat taskurile zilnice. Dacă dați comanda slash tasks, puteți vedea aici taskurile zilnice pe care le aveți și pe care le puteți face. De exemplu, conduc câțiva kilometri cu un RG500, mergi pe Ciliad SF, aruncă cuzarul până obții numărul 3. Haide pe Ciliad. Auto M. Ok, am ajuns pe multe Ciliad. Ai terminat un task zilnic, mergi pe Ciliad SF. Mai două task-uri rămase. Task. Și le vom completa și pe celelalte în joc. Task-urile se resetează în fiecare zi la ora 5:00, 5 dimineața, urmând ca acestea să se pentru a de resetate. Iar personajul care vă oferă task-urile este Cătălin. Băi, sincer, nu știu cum ajungem acolo. Deocamdată nu știm nimic, nici eu nu văd acum pe hartă unde ajung. Am doar task, dar asta o să vedem când se va băga și pe serverele RPG. După terminarea fiecărui task veți primi 2000 de dolari, un punct de misiune și dacă le terminați pe toate 3 veți primi 4000 de dolari, 2 puncte de misiune și 3 puncte de respect. Fine. Au fost adăugate modificări ce ar putea diminua diminua incidența creșurilor. Da.
Da, am citit bine, ok, nu sunt tare obosit, recunosc. Hai să trecem. S-a adăugat o rezolvare pentru blocajele apărute la începutul și finalul war-urilor, fine. Și s-a adăugat comanda Clan HQs. Acum, foarte important această comandă, pentru că de multe ori nu știi unde ți-e clanul tău, unde este HQ-ul clanului tău și trebuie să dai tu spawn change. Nu știi unde e HQ-ul clanului X și așa, prin comanda Clan HQs, ne putem duce la fiecare HQ de clan. GPS. A, uite, HQ-uri clanuri, foarte fain. Putem scrie aici. Deci prin comanda Clan HQs putem vedea ce HQ aparține fiecărui clan și prin intermediul GPS clan 1. GPS kill CP prin comandul comenzi GPS HQ-uri clanul, dați aici și scrieți ID-ul HQ-ului de clan și astfel vă puteți duce la HQ-ul clanului respectiv. Hai să mergem aici la HQ-ul numărul 1. Gotoeles. Mai simplu să vedem că merge, să vedem că nu există bug, să vedem că funcționează acest sistem și să vedem și HQ-ul cu numărul 1, că sunt curios. A, e ăsta de aici, îl știu, îl știu. Ok, ăsta este HQ-ul clanului, Ultra South. Da. Repetăm, Clan HQs și GPS HQ-uri clanuri. Mai departe, hai să vedem ce citesc eu. În apropierea dealership-ului LS a fost înființat primul bloc de apartamente. Da, asta trebuie neapărat să vă arăt pentru că este foarte, foarte interesant și îmi place la nebunie treaba asta. Aici, blocul acesta de lângă dealership, de acum puteți vedea în el, puteți vedea jucătorii din interior și apartamentele din interior, ceea ce este foarte fain. Ok, venim aici. După cum puteți vedea, putem intra pe aici. Aici este liftul în mijloc. Putem apăsa pe butonul Y pentru a chema liftul și spunem liftul Beachside LS a fost chemat. Și că așteptăm să se cheme liftul, ușile se deschid în timp real, ceea ce m-a impresionat foarte tare. Așteptăm să coboare acest lift, pentru că l-am dus eu mai devreme la etajul 12. Se face și un sunet specific, ding, de lift. Apăsăm aici pe Y și ia uitați, putem merge în parcarea mașinilor, la parter, primul etaj, al doilea, al treilea și așa mai departe, până la etajul al 12-lea. Ok, sunt 24 de apartamente în acest bloc, câte două pe fiecare etaj, fiecare apartament având 4 încăperi mobilate. Haideți să mergem la etajul 4. Timpul în care merge liftul, deci timpul necesar pentru a ajunge la etajul pe care voi l-ați selectat, variază în funcție de etajul respectiv, adică la etajul 12 veți ajunge mai greu ca la etajul, nu știu, 1, 2, înțelegeți voi ideea. Ok, cam astea sunt apartamentele. O, ce șmechire, aveți aici o mini bucătărioară. Repet, dacă stați aici puteți vedea afară ceea ce se întâmplă, pentru că noi suntem în lumea virtuală 0 în aceste apartamente și chiar puteți vedea. Ușa asta nu se închide? A, ba da, se închide, fain. Și puteți vedea afară jucătorii care se plimbă, deci sunteți în lumea cu jucători, ceea ce este foarte fain, părerea mea. Aici aveți un dining room, o cameră de zi, să zic așa, și aici aveți un dormitor și aici o baie. Aceste apartamente nu le puteți mobila, ceea ce e aiurea, dar ar fi fost o muncă foarte mare pentru scripter să le și poți mobila, ca să poată să vadă toate din afară. Oricum, astea nu sunt entități, sunt solide, după cum puteți vedea. Deci este un apartament mobilat ca orice altă casă de pe server. Și încă o dată vreau să spun că puteți vedea în afară jucătorii care se plimbă și aceste geamuri nu le puteți sparge, nu pot fi sparte. Dar încă o dată, foarte tare, puteți vedea jucătorii și care se plimbă și mașinile care se plimbă și polițiștii când fac raport. Sunteți în lumea virtuală 0. Apăsăm pe tasta F pentru a deschide ușa. Stând așa. O, asta e tare. Minimul de level pentru apartament este 10. O, asta e tare. Când apăsăm pe F să deschide ușa și ne putem invita chiar prieteni aici. Și liftul este aici. Wow, asta e super tare, bă. Adică gen putem locui aici cu un anumit prieten. Adică prietenul stă în stânga după room 07. Nu poți să crezi. Scrie și sus numărul camerei. Asta e tare. Deci asta e super tare. Room 08. Gen, nu știu, putem sta aici cu prietenii, ne putem invita prietenii în apartament. Doar ușa se poate deschide. Ușa poate fi deschisă numai de către noi și
Rentării, da. F, F. Deci una poate fi deschisă mai de proprietarul apartamentului. Haideți să mergem la cel mai înalt etaj să vedem ce priveliște se vede. După cum v-am spus, timpul de urcare cu liftul variază în funcție de altitudinea etajului respectiv. Ok, până la etajul 12 să dureze mai mult, după cum puteți vedea, și este un lift în timp real. Ceea ce m-a făcut să zic că îmi place enorm acest concept de apartament plus și așa mai departe. Ok, suntem la cel mai înalt nivel și putem vedea de aici tot pontonul S și luna, fine, și putem vedea și către Ciliadul. Nu pot să cred, vedem Ciliadul. Nu pot să cred. Aici e foarte șmecher să-ți faci un apartament, să-ți cumperi un apartament la cel mai înalt etaj și pe partea dreaptă, adică pe partea, hai să închidem ușa, pe partea asta. Pentru că de aici ai vedere către ieșirea din LS și un pic către muntele Ciliad, ai vedere către farm, poți vedea jucătorii care fac farm, către benzinărie și către intrarea în LS, ceea ce este foarte important, și către casele de la plajă și ești la cel mai înalt nivel. Asta e super tare, deci e fine, fine. Aici ai vedere către Vinewood și către Richmond. Eu chiar o să vreau să-mi cumpăr un apartament de ăsta, arată super. Și în baie n-avem ferestre, bineînțeles. Ok, acum că v-am prezentat acest bloc, care este o idee senzațională după părerea mea, chiar era nevoie de așa ceva în Samp, este o idee revoluționară după părerea mea. Hai să mergem în car park. Poate vreți să vă parcați mașinile și nu aveți loc afară. Bineînțeles, nu o să aveți loc afară, că o să fie mulți jucători aici. Așa că aveți car park. Avem parcare subterană, dar o să dureze ceva. Haide. O să tare să-mi curioz dacă poți să călătorești cu liftul cu mai mulți jucători în interior. Adică unul e la etajul 2, cheamă liftul și tu ești la etajul 3, chem liftul la care se duce. Asta nu știu, deocamdată nu știu mecanicele. Ok, aici este parcarea în care puteți intra. Parcarea beneficiază de ceva locuri de parcare, nu pot să mă plâng, sunt ceva locuri de parcare. Și de aici puteți lua și liftul către, așa, puteți lua liftul către următoarele etaje, ceea ce este foarte interesant. Păi mine m-a fascinat acest sistem cu apartamentele și da, o să-mi cumpăr un apartament în blocul ăsta. Se vor mai adăuga pe viitor și alte blocuri cu apartamente. Foarte important să țineți minte treaba aceasta. Ok. Apartamentele nu vor putea fi mobilate prin intermediul house upgrade. Lumea virtuală a jucătorilor rămâne zero în interiorul apartamentului, ceea ce înseamnă că veți vedea pe ferestre jucătorii și vehicule din exterior. Da, ce am zis și eu mai devreme. A fost deactivată comanda Get Gift, am spus, și un nou quest care vă dă quest help. Prin acest quest trebuie să colectați niște cazane. Radar, folosiți comanda radar pentru a căuta aceste cazane pe hartă. Primiți 150 de K, 20 de puncte de respect, 10 puncte de jaf, 10 puncte de evadare, 200 de gold, un K slot și un skin silver sau platinum, depinde ceea ce vă pică. Asta e tare. Asta este chiar tare. Oh, avem nivelul 110. Asta este foarte tare. Ok. Cam atât a fost cu episodul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut, așteptăm update-uri și pe serverele RPG, nu puteți intra pe acest server, doar adminii pot intra, m-ați întrebat mulți dintre voi, nu, doar adminii pot intra și foarte important este acest sistem care pe mine m-a fascinat, uite, chemăm liftul, liftul Bisa a fost chemat, te rog așteaptă, de-abia aștept să integreze sistemul acesta pe serverele RPG, uite, ai la etajul 1. Ok, mergem la etajul 1, durează mai puțin, evident. Hai, așa. De-abia aștept să fie integrat acest sistem pe serverele RPG. Eu o să-mi cumpăr un apartament ăsta pentru că este fine, foarte fine. Merge și House Center, e perfect. Ok, v-am pupat și cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați de like dacă v-a plăcut, subscribe dacă nu ați făcut-o, share ca să vadă toată lumea noul update și, ca de obicei, stay close.